mulțumesc pentru sfaturi. Toate să învață. Eu, poate că, fiindcă am fost, într-un fel, mult în, în preajma copiilor, și pentru că am ajuns acum bătrână, deci ar trebui să fiu bunică, încă nu sunt, dar am aceste calități. Poate că am să mă refer la niște povești pe care o să vă arăt, țin atenția cu niște povești. Dar mai întâi vreau să-l amintesc ca și pe marele nostru poet Lucian Blaga, care definea cele trei faze ale vieții omului prin poezia sa Trei fețe. Și spune așa, copilul râde, înțelepciunea și iubirea mea este jocul. Tânărul cântă, jocul și înțelepciunea mea este iubirea, iar bătrânul tace. Iubirea și jocul meu este înțelepciunea. De asemenea, se spune că dacă nu ai bătrân la casă să ți-l cumperi, tocmai l-ai pentru înțelepciunea lui. Spuneți și mai departe. Lasă, eu l-am pus în spate. Sperăm să vină, dacă nu, facem ceva. Românul se descurcă întotdeauna. Și pentru că mă refeream la înțelepciune, la înțelepciunea bătrânilor, mi-am duc aminte din copilărie, foarte pe scurt vă spun, de o poveste în genul următor. Un rege a poruncit ca toți bătrânii din țara sa să fie uciși. Unul din dregătorii lui n-a avut această putere și și-a ascuns tatăl, iar în momentul în care regatul a fost amenințat de un război cu un vecin foarte puternic, împăratul intrând într-un fel de panică, dregătorul respectiv și-a întrebat tatăl ce s-ar putea face. Nu mi-amintesc exact ce i-a spus, dar el a salvat la urmă regatul și regele și-a dat seama că de fapt omul nu și-a ucis tatăl și din momentul acela a dat poruncă în felul următor, bătrânii să fie cruțați și chiar foarte bine întreținuți și iubiți. Nu mai știu exact, era din copilărie. O altă poveste, tot cu înțelepciune, după Lev Tolstoi. Spunea că tot așa un rege pusese niște întrebări. Mai departe de gură. Poftiți? Puțin mai departe de gură. A, scuze, nu vă